În ciuda încercărilor președintelui Partidului Național Liberal, Florin Câțu, de a impune certificatul verde obligatoriu la locul de muncă, proiectul de lege nu a fost susținut în Parlament. În prezent, acesta a declarat că decizia renunțării a venit din partea ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Obligativitatea certificatului verde la locul de muncă a stârnit numeroase controverse în rândul cetățenilor. Românii nu și-au dorit ca proiectul de lege să fie votat. Astfel, Partidul Social Democrat a luat măsuri și nu a susținut în Parlament acest document. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila spune că adoptarea certificatului verde al vaccinării nu mai reprezintă o prioritate pentru autoritățile implicate în lupta cu pandemia. El a adăugat că acest document pentru locul de muncă nu a fost asumat politic și că în plin val 5 al pandemiei certificatul nu mai este o urgență, pentru că până la implementarea lui numărul de cazuri va scădea din nou. Nu mai văd urgența certificatului verde pentru că orice procedură legislativă, să spunem că se face o procedură de urgență, asumarea răspunderii e cea mai rapidă, presupune și un timp de la momentul adoptării până la implementarea efectivă, care vor mai însemna câteva săptămâni și eu sper ca acest val 5 în România să se încheie peste câteva săptămâni. Deja avem 2 săptămâni din valul 5 și sper că până la sfârșitul lunii februarie să ajungem într-o situație, a spus ministrul.